șantier de reabilitare bloc în drumul Taberei. Nu e deloc izolat, în schimb găsim aici camere de supraveghere. Nu știu cine le-a instalat, dar nu suntem avertizați că ne filmează, deci cel mai probabil e ilegal. Muncitorii lucrează neprotejați. Casca e alături pe gard. Nu uite cap, chiar dacă regulile spun altceva. Beneficiarul Primăria București. Primăria Municipiului București, sectorul 6. Constructor, o grămadă de firme și au de lucrat până în noiembrie. Pericol public. Chiar dacă intenția e bună, strada Nera 2, blocul OD. Nu-i așa că trebuie să purtați cască, mască, bocanci și alte mijloace de protecție? Da, da, stai pentru proști. Și că iubim sectorul 6, suntem alături de tine, îți facem parcări supravegheate, dar nu prea ne pasă de drepturile omului. Probabil primăria, ADP-ul, a instalat camerele cele de supraveghere. Dar pe noi, cetățenii care intrăm în vizorul acelor camere, nu ne avertizează. România lui merge și așa.